Amenințări verbale, distrugeri ale afișelor electorale și chiar agresiuni. Acestea sunt în linii mari incidentele înregistrate în prima jumătate a campaniei electorale. Până astăzi, numărul acestor incidente ajunsese la 18. De la începutul campaniei electorale, la nivelul județului Giurgiu, au fost înregistrate 18 evenimente electorale, incidente electorale, dintre care 3 infracțiuni și restul contravenții. Faptele au constat în distrugerea de afișe, agresiuni fizice, loviri și alte fapte. Toate aceste incidente au fost înregistrate numai în mediul rural, în comune ca Băneasa, Valea Dragului, Toporu, Oinacu sau Ghimpați. Iar polițiștii au aplicat până acum amenzi de peste 4.000 de lei. În afara amenzilor însă, polițiștii au întocmit și 3 dosare penale pentru cele mai grave evenimente. Cele 3 incidente grave înregistrate la nivelul județului Giurgiu au avut loc în localitatea Naipu, unde asupra unei persoane a fost descoperită o armă albă, în localitatea Ghimpați și în localitatea Stoienești, în ultimele 2 cazuri fiind vorba despre loviri sau alte violențe. Tuturor persoanelor implicate le-a fost întocmit dosar penal, urmând ca lucrările penale să fie înmânate, transmise parchetului. Cum campania electorală este în plină desfășurare, este bine de știut că, potrivit legii, distrugerea materialelor de propagandă electorală se sancționează drastic, amenziile fiind cuprinse între 600 și 1000 de lei.